găsit, iubiți credincioși și dragi telespectatori, iată-ne din nou împreună, împreună la această călătorie, în această călătorie duhovnicească numită Lumina lui Hristos, de fapt că în căutarea Luminii lui Hristos, pentru că cei mai mulți dintre noi doar intuitiv știm ce ar putea fi acest lucru și totuși o ca un fâlfâit de aripă, de pasăre, am simțit în inimă adierea harului din când în când, așadar, și câteodată am văzut și uh, și ne-am bucurat de lumina uh, lui Hristos. Așadar, în căutarea luminii lui Hristos, ar putea fi această excepțională uh, expresie paradoxală, nu mai fi căutat dacă nu mai fi găsit și nu te-aș fi căutat dacă nu te-aș fi găsit. Cu alte cuvinte, în relația aceasta dintre om și Dumnezeu există ceva tainic, foarte discret, foarte subțire, o comunicare între inimă, între suflete. Între duhuri am putea spune noi, Duhul lui Dumnezeu și Duhul omului, fără însă să uh, încălcăm principiile dogmatice, uh, teologice, și anume că omul este uh, trup și suflet, și că nu mai are o a treia parte numită Duh, dar în adâncul sufletului, sigur că, sau sufletul este adânc duhovnicesc, am putea spune fie că este vorba de un creștin ortodox, fie este că este vorba de un sălbatic, un păgân sau chiar un canibal. Sufletul omului este creștin. Aceasta este definiția, dacă vreți, duhovnicească a sufletului și vă voi face și demonstrația care nu necesită prea multă imaginație, dar puțin mai la vale. Așadar, iubiților, suntem într-o Binecuvântată și frumoasă zi de duminică al lunii septembrie. Iată început de an duhovnicesc. Două săptămâni, trei săptămâni din acest an au trecut și iată ne-la deja, să spunem așa, încălziți pentru călătoria, pentru expediția duhovnicească ce ne stă înainte în acest an. Ne pregătim pentru sfârșitul acestui an calendaristic cu tot ce aduce el. Au fost, uh, uh, a fost sărbătoarea aceasta uh, cu Duminica în, uh, Înainte prăznuirii Crucii, după aceea am avut Înălțarea Sfintei Cruci pe ziua, în ziua de 14 uh, septembrie și iată-ne, acum suntem în Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci. De ce Sfinții Părinții ai Bisericii au dedicat uh, trei zile, și nu sunt numai trei zile, trei zile, să spunem așa, aproape consecutive, ca uh, sărbătoare pentru înălțarea Sfintei Cruci. Vom vedea, de asemenea, vom vorbi în această uh, călătorie. Avem multe de povestit, ne echipăm pentru drumul care ne stă înainte. Ne-am echipat, de fapt, pentru că cei mai mulți dintre noi au fost la Sfânta și Dumnezească Liturghie, cei mai mulți dintre noi s-au împărtășit cu Trupul și Sângele Mântuitorului. Suntem spovediți, cu mila lui Dumnezeu ne-am împărtășit, am participat, am simțit lucrarea Harului la această Sfântă și Mare Slujbă, care este minune și pentru îngeri adică și în cer, și iată că acum, în echipați, înarmați cu toate armele Duhului, cum spune Sfântul Apostol Pavel, suntem pregătiți pentru asaltul acesta și spunem o escaladă, o expediție pe care o facem împreună. Dacă îngăduiți o mică glumă, de fapt nu este o glumă, dar ne-am amuzat într-o zi, am uh, făcut un apel la biserică și am spus că Um, Alcătuiesc un grup pentru o um, plecare la Ierusalim. Uh, și, bineînțeles, uh, mulți, foarte mulți sau chiar uh, toți ar fi vrut uh, să mergem împreună, să vedem locurile sfinte și să fim împreună, să ne bucurăm împreună de această călătorie, de această vedere a unui pământ care este sfânt prin atingerea sfintelor picioare. Sfințenia este dată, iată, de Maica Domnului pentru pământul acela. Îi spunem țara sfântă nu pentru nimic altceva, ci pentru că acea țară, în acel popor, l a, -a dat-o pe Maica Domnului și, bineînțeles, pe, din care s-a născut Mesia, s-a născut Mântuitorul nostru Isus Hristos, cuvântul. Uh, logosul în care s-a întrupat din uh, Maica Domnului de la Duhul Sfânt sigur Maica Domnului care din acel popor adică a trăit, a mers cu picioarele pe acel pământ și acolo au trăit mulți sfinți, dar bineînțeles și Dumnezeu uh, s-a născut cu în trup acolo uh, și bineînțeles acolo cu sfintele sale picioare, mâini și tot ce a făcut până astăzi, sfințește locurile acelea. De aceea am făcut această chemare că vom merge într-o călătorie la Ierusalim. Și marele a fost mirarea când am spus, da, bun, dacă sunteți pregătiți pentru călătorie, haideți să începem. Și am început Sfânta și Dumnezească Liturghie, dragii mei, care este mai mare decât orice ar putea să gândească omul și de fapt este călătoria adevărată și în chip de săvârșit când vom pleca din această viață spre el, Salimul cel Ceresc. Prin urmare mi-am făcut echipajul, echipa, dacă mai dorește cineva să participe, aveți numărul de telefon de la emisiune, dar puteți să faceți echipe pe unde sunteți și când participați la Sfânta și Dumnezească Liturgie, când va da Dumnezeu lacrimi de pocăință, când v-ați când cândva să știți că vă înarmați și pregătiți echipamentul care este obligatoriu, fiindcă n-a intrat nimeni în părția lui Dumnezeu fără să fie smerici, și fără smerenie, pentru că celui mândru Dumnezeu a stat împotrivă și, prin urmare, n-a primit viză de intrare în Ierusalimul cel Ceresc. Așadar, pentru toți cei care doresc să participe la această excursie extraordinară, am putea spune one-way ticket vorba cântecului, adică ne pregătim pentru o călătorie cu un singur sens spre Ierusalimul Ceresc. Cine dorește să vină, nu promitem nimic decât atât că fiecare are aceleași șanse, începând de la vlădică până la opincă, începând de la părintele duhovnic până la fii sufletești. Și adar ne pregătim și în această emisiune, continuăm pregătirea, să spunem așa, pentru această călătorie în care sigur că noi putem să vedem Ierusalimul Ceresc încă de aici de pe pământ să-l pregustăm. După cum știți că a fost acum două săptămâni parcă Sfântul Eufrosim Bucătarul care nu numai că a văzut Raiul nu numai că a văzut Ier Ierusalimul cel de sus dar și a adus și a de acolo pentru starețul său sau a primit starețul său uh, mere din Rai de care se spune că Împărtășindu-se bolnavii, se vindecau. Așadar, dragii mei, duminica după înălțarea Sfintei Cruci, suntem în ziua de 18 septembrie, în această minunată zi de toamnă, în care Sfânta noastră biserică, iată, face pomenirea Sfântului Ierar Eunomie, episcopul Gortinei, de asemenea face pomenirea Sfântului Cuvios Ilarion, Sareț de la Optina și de asemenea Sfintei Mucenițe Ariadna, care foarte interesant a trăit la sfârșitul secolului I, începutul secolului II, iată foarte probabil că a, a, a cunoscut a, din apostoli, poate în copilărie, și iată am ucenicit pentru Hristos în primul secol, la începutul secolului al XII-lea. la începutul primului secol, iertați-mă, anul 117. Dragii mei, pentru rugăciunile acestor sfinți care astăzi se pomenesc și cu rugăciunile Sfântului Cuvios Romil, rugăm pe Bunul Dumnezeu să se milostivească de noi. Uh, mai mult decât atât, știm că Dumnezeu este mult milostiv, îndelung răbdător și chiar dacă nu-i cerem, Dumnezeu se milostivește de noi. Dar putem să facem altceva care în mod necesar atrage mila lui Dumnezeu și mai mult iertarea lui Dumnezeu fiindcă Dumnezeu este mult milostiv, dar poate să nu-ți dea iertare dacă nu o ceri sau dacă îl ispitești, în sensul că insiști în cerbicia ta, așadar, pentru rugăciunea acestor sfinți și pentru toată viața lor duhovnicească îmbunătățită, în Dumnezeită, rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne ierte păcatele cele cu știință, cu neștiință, cu gândul, cu cuvântul, cu fapta. Iubiților, suntem în, încă în sub semnul acesta al formidabil al Sfintei Cruci, nu știm nimic despre Sfânta Cruce, iertați-mă, nu știm nimic despre Sfânta Cruce, cei mai mulți dintre noi, dintre care cel din tâi sunt eu, că crucea, dincolo de faptul că este un semn, un simbol, putere și toate celelalte, este cea care, de fapt, este o mare taină care te va învăța ea despre sine ce este, sigur, prin uh, har. Uh, nu se poate să înveți ce este crucea decât atunci când ea ți se va dezvălui. Sigur că poate fi un moment uh, dur, o experiență foarte dură, zdrobitoare, dar acolo unde vine zdrobirea inimii, acolo unde primești crucea, acolo nu mai are loc uh, mândria, nu mai are loc păcatul și se instalează sau preguști, smerenia. Cuvântul ierarhului este pregătit prin grija celor care se ustănesc cu această emisiune și prin milostivirea sau dacă vreți disponibilitatea dragostea în al preasfințitului Teodosie și dar îngăduiți să-l urmărim împreună, după care luăm rucsacul, luăm echipamentele, armele, tot ce am pregătit și pornim într-o călătorie uh, duhovnicească. Înțelepciune Iubiți credincioși, suntem în Duminica după înălțarea Sfintei Cruci, sărbătoarea ce mare care ne-a arătat că Sfânta Crucii nu este un simplu semn, ce este altarul pe care s-a răstecnit Domnul Hristos și ne-a răscumpărat păcatele și este cu adevărat semnul cel mai puternic și toiagul pe care îl folosesc credincioșii în urcușul lor către împărăția cerurilor. În duminica aceasta ni se aduce aminte de puterea crucii și Sfânta Evanghelie este cea pe care o citim, și în a treia săptămână a Postului Mare. Mântuitorul ne cheamă după ce el a purtat crucea pe care a răstignit toate păcatele noastre ce le-a purtat pe umerii Săi, ne îndeamnă să luăm și noi crucea și să-l urmăm pe El. Și ne spune răspicat că cine ține la sufletul său îl va pierde, dar cine își va pierde sufletul pentru el și pentru Evanghelie, acela îl va păstra. Ce însemnează cuvintele acestea? Mai întâi, a ne lua crucea însemnează a urma Domnului în suferințe, în necazuri, luptându-ne cu patimile noastre, cu păcatele noastre, cu toate răutățile noastre. Acestea trebuie să le biruim ca să rămână cu adevărat ținta noastră, Hristos, cel ce a pătimit pe cruce, dorirea noastră cea mai puternică, pentru că dacă îl căutăm pe El, asumându-ne și noi suferințele pentru păcatele noastre, cum el a asumat suferințele nu ale sale, ci ale noastre, ale tuturor. Și pe umerii săi a dus păcatele noastre și apoi le-a răstignit pe cruce. El ne îndeamnă atât de limpede, numai cel ce voiește, cu toate că este stăpân, nu ne silește, cu toate că este împărat nu ne aduce o poruncă și o invitație, ci nevoiește să fie părtaș la roadele crucii, la roadele patimilor sale, să-l urmeze pe el. De bună voie a luat crucea și a primit să fie răstignit pe ea. De aceea, trebuie să ținem mai mult la viața cea viitoare decât la viața cea vremelnică. Cine ține la viața cea vremelnică pierde viața viitoare. Căci viața viitoare, ca să o dobândim, trebuie să ne curățim pe noi înșine de toate întinăciunile trupești și sufletești. Aceasta însemnează să ne luăm crucea, să nu trăim în despătări, căci zice mai departe Domnul, ce folosește omului de va dobândi lumea întreagă, bogățiile acestei lumi, plăcerile acestei lumi. Sufletul este ceea ce avem noi mai de preț, pentru că este chipul lui Dumnezeu, care rămâne, nu se pierde niciodată chipul lui Dumnezeu. Din această pricină, iată, ne îndeamnă Domnul să-l urmăm. Și iată, să nu ne temem de suferințele care vin în calea noastră când ne luăm crucea ca să purtăm cu adevărat cu noi înșine pe însuși Hristos cu viața sa curată. deci aceea, iată, orice suferință din viața aceasta este ușoară față de suferințele pe care le vor primi cei din iad după pragul morții acesteia. Și Părintele Creopa ne dă o pildă atât de grăitoare și ne arată că un părinte din Sfântul Munte a căzut într-o boală grea. Era atât de îndurerat și suferise un an multe dureri și era trist. Și acum gândea el că dacă vor ține durerile acestea, încă ani mulți, este prea greu pentru el să suporte atâtea dureri ale bolii. Și ruga lui Dumnezeu stăruitor, ori fă-mă sănătos, ori ia-mă la tine, Doamne, că i greu de suportat atâta boală. Și Dumnezeu i-a trimis pe îngerul său, care i-a dat să aleagă. Și Îngerul i-a spus Ce voiești mai degrabă să alegi? Trei ceasuri în iad sau o suferință mai îndelungată pe pământ pentru păcatele tale? Și el îndată s-a repezit și a spus mai bine trei ceasuri în iad că după trei ceasuri care însemnează un timp atât de scurt iată voi scăpa și eu de chinurile acestea pe care le sufăr de un an. Și s-a dat să meargă trei ceasuri în iad. Acolo, ajungând, a găsit o priveliște neașteptată. Un întuneric atât de dens, gemete ale oamenilor păcătoși care se chinuiau. Diavolii care aveau ochii doar strălucitori, ce străpungeau cu ochii lor strălucitori și veninoși pe cei care se jeleau acolo. Îi era atât de greu și striga și zicea, Îngerule al lui Dumnezeu, unde ești? Că iată de la trei ceasuri s-a făcut 300 de ani, cred, câtă durere am simțit. Și voia să se termine durerea aceasta și zicea, nu m-am așteptat ca un înger al lui Dumnezeu să mă mint atât de tare. Și așa zicând, iată, după ce i s-a părut atât de mult, a apărut îngerul la strigarea lui și l-a întrebat sufletul chinuit, unde ai fost îngere? Că ai zis că mă lași trei ceasuri și iată mai lăsat sute de ani. Și i-a spus îngerul, abia un ceas a trecut, mai ai două ceasuri. Și s-a minunat, dacă mai este așa de mult, mai bine scoate-mă de aici, lasă-mă să trăiesc pe pământ 10, 100 de ani până la sfârșitul viaului acestuia decât să rămână în iad unde chinurile sunt cumplite și atât de greu de suportat și sufletul meu se mistuie de durere. Prin această pildă înțelegem cât de grele sunt chinurile iadului față de chinurile cele de pe pământ, ale cele mai grele boli. Și în Cartea Mântuirea Păcătoșilor ni se arată că cel mai ușor chin din iad este cu mult mai greu, însutit, înmiit mai greu decât cea mai mare durere de pe pământ. De aceea, iată, avem un motiv atât de puternic să înțelegem suferințele Domnului. El a suportat atât de mult păcatele noastre pe cruce și suferințele Lui a fost atât de mari. El a dus toate durerile noastre a miliarde de oameni și grea a fost crucea. De aceea ne îndeamnă să luăm crucea fiecare dintre noi, că cine și-a și crucea își câștigă viața cea viitoare, iar cine nu-și duce crucea necazurilor pentru păcatele săvârșite, acela ajunge în iad și plânsul și durerea vor fi mult mai aspre. Să învățăm cu toții că Mântuitorul ne cheamă să ne ducem crucea care este ușoară pentru fiecare dintre noi, pentru că păcatele noastre sunt multe și grele, dar față de păcatele întregii omeniri sunt ușoare. De asemenea, suferințele în viața aceasta, deși par grele, sunt suferințe atenuate că suferințe pe care le ducem în trup și trupul are suferința atenuată de afectele de plăcere pe care le purtăm în noi. Suferințele din iad nu au nicio anestezie cum este anestezia suferințelor noastre prin afectele de plăcere pe care le avem în trupul nostru. Să luăm aminte la aceste adevăruri aspre și să ne luăm crucea, să urmăm lui Hristos, să-L urmăm pe El pentru că El prin moarte ne duce la viața cea veșnică, a cărei bucurie întrece orice bucurie de pe pământ, dacă în iad chinurile sunt infinit mai grele și durerile mai aspre decât cele de pe pământ, în rai, bucuriile sunt infinit mai frumoase, mai pline de lumină și de bucurie decât bucuriile cele pământești. Să prețuim și să urmăm îndemnul Domnului de a ne lua crucea ca să dobândem viața cea veșnică, căci pentru noi toți a pregătit Hristos, Domnul, lăcașuri în casa Tatălui Său, de care să avem și noi parte. Amin. în direct, iubiți credincioși, dragi telespectatori, îngăduiți să mulțumim în al preasfințitului Părinte Teodosie pentru cuvântul de înțelepciune, mulțumim și pentru dragostea pe care o poartă aceste emisiuni și prin aceasta bineînțeles fiilor duhovnicești din eparhia pe care o păstorește de fiecare dată și face timp că este zi sau noapte să spună un cuvânt în această emisiune o omilie la Evanghelia din duminica uh, în care facem uh, emisiunea. Iubiților, astăzi vom uh, parcurge împreună un uh, itinerariu destul de scurt, dar foarte intens, fiindcă vorbim de uh, un moment foarte, foarte important în viața, în istoria omenirii, și anume aflarea Sfintei Cruci. Dincolo de faptul istoric, de momentul istoric, cei mai mulți dintre noi încă nu am aflat despre cruce nimic. Nu știm mare lucru despre cruce, nu știm mai nimic despre cruce, în afara faptului că este o axă sau în afara faptului că este un semn pe care îl imaginăm, un semn cu care este împrentat tot pământul, toată creația, un semn recognoscibil, probabil că iertați-mă că îndrăznesc, dar dacă ar exista extraterestri și ei ar recunoaște semnul Sfintei Cruci, și dar atât de îmbibată este creația, zidirea, mintea și sufletul omului atât sunt de îmbibate de acest semn încât este puțin probabil să nu îl recunoaștem la a doua venire a Domnului. Problema este însă dacă până atunci recunoaștem acest semn, dacă aflăm Sfânta Cruce și dacă o înălțăm. Iar când ne gândim la această înălțare, bineînțeles, ne gândim să o înălțăm în sufletul nostru. Ea, crucea, este uh, un altar de jerfă, bineînțeles, pe care, uh, iată, se jerfește uh, Mântuitorul Iisus Hristos, care este și uh, preot, arhiereu și jerfă. Uh, iată, dacă găsim această cruce, aflăm această cruce și o înălțăm în inima noastră. Uh, Sfânta împărăteasă Elena, după cum cel mai probabil, știm cu toții, a aflat această cruce la Ierusalim, în secolul IV, și iată, a adus bucurie întregii lumi. Ce intuiție, ce descoperire a avut Sfântul împărăteasă încât să plece din saloanele acelea cu purpură și vizon, să călătorească în Palestina. În pustiu, la 50 de grade temperatură plus, să scotocească în măruntaiele pământului, după 300 de ani, 300 și ceva de ani, să scotocească după un lemn. Ce sens ar avea lucrul acesta să cauți cel mai odios instrument de tortură, de defăimare, de o sândă pe care l-a imaginat mintea omenească. Dincolo de Faptul că cunoaștem că omenirea de la căderea ei a imaginat tot felul de, de mecanisme, de instrumente, de metode de tortură până astăzi, iată, în momentul acela istoric, crucea era considerată cel mai odios instrument de tortură, pentru că nu era vorba numai de suferința. Fizică, ci era vorba și de o, o sândă, de o desființare a personalității umane, o, o umilință greu de înțeles astăzi. Nu putem înțelege nici măcar în chip rațional, judiciar să spunem așa, ce a însemnat crucea atunci. Cu atât mai puțin înțelegem duhovnicește ce este crucea. Până atunci însă avem un credincios, un ascultător, un telespectator care vrea să dea răspunsul la această întrebare pe care în chip retoric o adresează Dumnezeu cuvântul întrupat omenirii întregi. Adică în ce fel, cât are preț sufletul, se nasc multe întrebări aici. Cum va răscumpăra, cum va prețui Sufletul, cum ai putea să-l recâștigi, să-l redobândești? Are Sufletul un preț? Va fi vândut pe preț? A fost deja răscumpărat pe preț? Foarte interesant. Cine va fi cel care va întemnița Sufletele încât va trebui să le răscumperi, Foarte interesant. Avem un răspuns la această întrebare. Bine ați venit, Doamna Ajută. Alo, Doamna Ajută. Bucurie, Doamna Ajută. Regăsit. Bine m am regăsit. Bucurie. Răspunsul la întrebare este sufletul este neprețuit. Nu are valoare. Așa este, chiar așa am și... folosește o câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul. Deci așa, nu are valoare. Așa sufletul. este, nu poate fi prețuit sufletul, foarte interesant. Deși, deși, nu știu dacă mulți dintre noi am meditat asupra acestei realități și anume că sufletul este neprețuit. Ne dăm seama intuim când pierdem pe cineva drag atunci înțelegem puțin, intuim puțin ce valoare are omul că nu este numai trup și că durerea ta uh, sufletească este o durere de fapt sufletească Uh, după un alt suflet după un uh, după o persoană cel mai propriu pentru pentru om iată este acest, această noțiune pe care o aduce creștinismul în, în uh, filozofie și în credință bineînțeles așa Eu este aș uh, că am putea să cât de cât ca să gram un Mică parte am putea să ne câștigăm sufletul prin faptele noastre. Deci acolo zicem că dacă faci o faptă bună, câștigi ceva. În împărăție pui, în palate în cer poți să construiești. Da, este interesant, dar este privirea... Uh, cum să spun așa, contractualistă, juridică, o să vă spun ceva. De la Dumnezeu a fost că dumneavoastră ați spus cuvântul acesta și o să vă zic și de ce. Vă mulțumesc tare mult că ați sunat și o să mă leg de cuvântul pe care l-ați spus cu fapta, cu palatul în cer, cu faptele bune, cu faptul că putem să răscumpărăm sufletul prin fapte bune, dar o să vedeți uh, că spune Sfântul Apostol Pavel astăzi în epistola către Galateni. Mulțumesc că ați sunat! Doamne ajută! Deci astăzi cei care au fost la Sfânta și Dumnezească liturgie au ascultat un cuvânt pe care îl spune duhovnicul fiilor duhovnicești și anume Sfântul Apostol Pavel le vorbește fiilor duhovnicești din Galata și le zice așa Fraților, nimeni nu s-a mântuit din fapte bune, nimeni nu s-a îndreptat din fapte bune extraordinar cuvânt, vă dați seama când noi ne chinuim atâta timp să fim, atât de mult să fim morali atât de atâta osteneală cu sistemele penitenciare, să reeducăm pe infractori, să fie morali, să fie buni cetățeni, să aibă atitudine civică, să fie prosocial, să spunem așa nu antisocial școlile, tot mediul academic, educațional, părinții, cei șapte ani de acasă, toată instrucția asta pe care o primim noi și instruirea asta pe care o primim noi, de la primul țipăt la naștere și până în ultima clipă a vieții noastre pentru a face fapte bine plăcute lui Dumnezeu. Dar așa este, aveți dreptate, însă, dragii mei, a face lucruri bune, fapte bune, este în firea omului, este firesc. Este firesc. Faptul că un om găsește un portofel pe stradă sau vede pe cineva căruia îi cade portmoneul pe stradă, îl ridică și îl dă sau se duce la uh, poliție și uh, declară că este un păgubit și uh, returnează banii, portofel și actele, este un gest absolut firesc. Nu trebuie niciun fel de aplauze, niciun fel de breaking news, nu trebuie niciun fel de uh, știre de a fi preluată să facă în conjurul lumii să, să fie virală, cum se spune. De ce? Pentru că acestea sunt lucruri absolut firești. Sigur, în contrast cu cele pe care le gândește lumea, le propune lumea, acesta e, poate să fie un fapt formidabil, dar a face binele, a face fapte bune, este stă în firea omului. Cu arma bunei voiri l-ai încununat pe el și mai zice micșoratul ai pe el cu puțin față de îngeri. Cu alte cuvinte, sigur, ne-a făcut mai mari decât pe îngeri, îngerii nu se împărtășesc cu trupul și sângele Mântuitorului așa cum ne, ne împărtășim noi. Nu au preoție, în sfârșit. Dar vreau să spunem așa. Încununatul ai pom cu arma bunei voiri. A primit omul chipului Dumnezeu. L-a încunat cu arma bunei voiri. Cu conștiință. Adică cu puterea de a face diferența între bine și rău. Întuneric și lumină. Deci a, facele, a face binele este oarecum firesc. Și trebuie să spunem că înainte de întruparea Domnului, dragii mei, erau mulți oameni care făceau binele. Erau mulți drepți în Vechiul Testament. Și cu toate acestea spun, spune învățătura noastră de credință și asta este realitatea. Însuși, Ioan Botezătorul, cel mai mare om născut din femeie, iată spun neînvățătura noastră de credință că n-au mers aceia cu Avram, Isaac și Iacov, n-au mers în rai. A fost nevoie de cruce, de jerfă, de pogorârea Sfântului Duh pentru ca omul să-și schimbe mintea, să-și restaureze firea, să-și restaureze chipul. Cu alte cuvinte, faptele bune, cum spune uh, Sfântul Apostol Pavel, care sunt firești și necesare, bineînțeles, dar nu sunt condiție suficientă pentru mântuire. Sigur că îl îndatorăm pe Dumnezeu. În ce fel îl îndatorăm pe Dumnezeu? Că noi facem cele ale poruncii. Pentru că spune, într-un loc, credința fără fapte este moartă. De ce? Pentru că nu e credință. Ce fel de credință poate fi aceea că tu zici că ești credincios, dar ești un ticălos? Ești o lepădătură de om, dar zici că ești credincios, dai ochii peste cap și așa mai departe. Te închini, mergi pe nu știu unde, pe la mănăstiri, faci, nu. Deci, credința fără fapte este moartă, în sensul că ea nu e credință. O credință moartă nu este credință, dar în același timp, numai din fapte, nimeni nu s-a putut mântui. De aceea, iată, a fost necesar ca logosul, cuvântul, fiul și cuvântul lui Dumnezeu să se întrupeze să ia un trup ca acesta al nostru și nu numai atât, că nu întruparea ne-a mântuit, dragii mei. Spune așa de uh, minunat părintele Arsenie Papacioc, despre care sigur nu avem voie pentru că nu ne-am vrenicit Dumnezeu cu vederea aceasta, dar intuim că este sfânt și mare sfânt. Dar spune așa că Hristos era pe cruce și dracul se tânguia. Cu alte cuvinte, întruparea Domnului, nașterea, toate minunile acelea, Maica Domnului, nu mai spun de ce, învia morți, ce minuni făcea, alunga demonii, toate orbii din naștere vedeau și cu toate acestea, omul nu putea să se mântuiască, dragii mei. De ce? Pentru că iată, așa frumos spunea Părintele Arsenie, zice că erau pe tabor cu uh, Petru Iacov și Ioan, care au văzut Slava lui Dumnezeu, care, sigur, uh, acestă, a, această față a lui Dumnezeu, acest har care uh, a pogorât, harul Dumnezeu care a pogorât în inima lor, le dă, dădea o dulceață și o stare pe care n-au mai cunoscut-o și care, dacă se intensifica puțin, era de să nu moară. Dar această bucurie a lor, dragii mei, spuneau, încât spuneau ce bine ne este nou aici, să nu mai plecăm de să rămânem așa în starea asta și noi ne obligăm să facem o colibă, una ție, una lui Ilie și una lui Moise. Și Părintele Arsen zice așa un dialog pe care îl vedea în Duh. Mântuitor spunea, bine, bine, Petre, dar cu mântuirea cum rămâne? Cu crucea cum rămâne? Adică cum vrei să stai în starea aceasta chiar în starea aceasta de har în care vezi lumina te scalzi în lumină te hrănești cu lumină nu mai, vrei, nu mai ai nevoie de nimic dar totuși mori cum facem cu moartea și de aceea dragii mei am pus așa cât poate foarte naiv titlul acela acesta cruce leacul care vinde crucea leacul care vindecă moartea pentru că cu adevărat îi spune Dumnezeu bine bine Petre toate minunile acestea, întruparea, nașterea, tot ce, ce s-a făcut, toate care s-au făcut, cele ce s-au făcut, prin ele nu pot să mântuiască pe om. Fără cruce, iată, nu există mântuire. De aceea și Sfântul Ciprian al Cartaginei, dar până astăzi Biserica Ortodoxă spune, așa nu există mântuire în afara bisericii. Sigur că oamenii vor spune imediat bineînțeles că voi sunteți o mână, o elită nu-i așa, care vă mântuiți și toți ceilalți pierd. Ferească Dumnezeu departe de noi gândul acesta și vom spune așa după cum spun și Sfinții Părinți că din moment ce Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu și când te smerești, nu mai există altul mai jos decât tine, pentru că nu mai e smerenie. Dacă mai există cineva sub tine, cineva mai păcătos decât tine, dacă nu ești cel mai păcătos Așa cum spui atunci când te împărtășești înseamnă că nu e smerit, înseamnă că e o, o falsă smerenie și cum spuneam și astăzi fiilor duhovnicești, te-ai smerit după care te-ai mândrit că te-ai smerit, bineînțeles. Că într-o smerenie nesmerită smerenie, adică acolo unde nu este smerenia lui Hristos, acolo încape și dracul cu mândria, dragii mei. De aceea ne vorbește Mântuitorul despre cruce, iar crucea aceasta, așa după cum spune, Trebuie să fie nu o apăsare, o încercare pe care o ai în viața ta, o ispită, nu, dragii mei. Pentru că cei mai mulți dintre noi primim cu scârbă. Iertați-mi cuvântul, am parafrazat dintr-o dintr ecranizare a unui roman care spune, la un moment dat, acolo, mi-a căzut râsul în scârbă. Deci, ispitele noastre sunt le primim cu scârbă și încercările cu scârbă și nici nu putem să numim cruce crucea este în primul rând consimțământ ia auziți cum spune Sfântul Evanghelist Marco astăzi la Evanghelie dragii mei că spune Mântuitorul nu un înger din cer nu un apostol nu o scarte, nu o apoftegmă nici măcar o dogmă ci este cuvântul Lui Dumnezeu către lume. Cel ce voiește să vină după mine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze. Bine, am pune problema în termenii aceștia. Ce înseamnă să-ți iei crucea și să-L urmezi pe Hristos? Din capul locului, parcă avem aici o repetiție uh, redundantă care să ne facă să nu cumva să nu înțelegem, cel ce voiește să vină după mine să se lepe de sine. Păi deja asta e o mare cruce, dragii mei. Lepădarea de sine înseamnă smerenie, înseamnă pocăință, înseamnă lacrimi. Iar acestea nu vin decât prin har. Nu discutăm de faptele bune care sunt necesare și fără de care nu se poate, dar nu putem să rămânem aici. Iată, legea cea vechea era uh, un uh, set de interdicții juridice să nu faci aia, să nu faci aia dar zice, părintele, îl citesc pe părintele Ra Rafael Noica care cred că urmează marilor părinți bine, iertați-mă că am îndrăznit și zice așa dar eu zic vouă cel ce nu iubește pe vrăjmașul său, cel ce nu-și urăște sufletul său, cum spune astăzi evanghelistul Marco acolo, că l-a auzit pe Mântuitorul. Sau cel care nu se va smeri pe sine, cel care nu se va lepăda de sinele său, de mândria aceasta, de această, această voie proprie care îi blestemul omului, acela nu se va mântui. Acela nu este vrednic de mine, nu este vrednic de împărăția lui Dumnezeu. Sigur că acestea apar vorbe nebune ale unui om care, care, sigur, a învățat ceva la școală, niște, să spunem, niște reguli care pot fi și fascinante, dar rămân undeva într-o zonă abstractă, într-o zonă filozofică. Idealistă și în mod negreșit a unor scrieri pe care noi le-am romanțat. Dar, dincolo de asta, iubiților, să știți că Dumnezeu nu face reeducare cu om. Nu-i cere să vină după el fără să îți dai consimțământul. Nu te închide într-un univers concentraționar și face cu tine reeducare ca să te desfințeze, să schimbe mintea, dar într-un într sens în care ești desfințat ca om în care ești satanizat adică posedat de, de rău de durere, de suferință nu, 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 nici vorbă el transfigurează această suferință uh, prin cruce, iar atunci când spune cel ce voiește să vină după mine prima întrebare și după aceea repetă să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Deci cel ce vine după mine să-mi urmeze mie. Păi unde să vin după tine și cum să-ți urmez? Deci arată și începutul, și mijlocul, și capătul, și scopul, și mijloacele. Dar nu mai prin consimțământ, dragii mei. Prin urmare, cel care zice că este creștin, nu are nicio îndoială, nicio incertitudine, nu, nimic nu este ambigu, confuz cu privire la ce urmează cu viața lui. Adică, cu alte cuvinte, cel ce zice că vrea să-i urmeze lui Hristos, își ia crucea sa, care înseamnă, bineînțeles, pentru fiecare, după cum este vasul său, și urmează lui Hristos. Unde? Pe crucea lui. Pentru că nu este crucea asta numai decât că tu... Ai o boală care poate să fie consecința unor alegeri de-ale tale. De exemplu, Doamne ferește, ai făcut un cancer de plămâni pentru că ai fumat 30 de ani. Uh, ai făcut o uh, schizofrenie pentru că te-ai uh, drogat cu etnobotanice. Uh, mai știu eu ce, uh, ai făcut o. o um, ai rămas cu, cu, fără un simț, fără un organ, ai rămas lut, fără un ochi, fără o mână pentru că ești agresiv, ești iute, te bați, v-ați îmbătat, v-ați certat, v-ați tăiat, mai știu eu ce. Sau câte și mai câte, apeși pedala foarte tare după ce ai tras câteva șaturi sau mai știu eu ce și te-au recuperat cu spatula de pe un stâlp. Ferească Dumnezeu să nu fie, dar noi suntem în mamaia și auzim tot timpul lucrurile acestea și ne rugăm nu mai spun ce mai e în mamaia deci aceasta nu este cruce, acestea sunt consecințele ale liberei noastre alegeri crucea este iată ceea ce spune Hristos dragii mei și ceea ce este cu adevărat leac împotriva morții, adică noi prin fapte bune nu putem să ne biruim firea, dar firea nu se, nu se schimbă, dragii mei, ci doar se biruie, iar ea este biruită în unire cu Hristos. Ea se, se biruie numai cu ajutorul uh, Harul Duhului, Harului Duhului Sfânt, pentru că nu putem să schimbăm mintea, nu putem să restaurăm chipul acesta decât cu ajutorul Harului. De aceea și spune, fără mine nu puteți face nimic. Fără mine nu puteți face nimic. Cel ce crede că poate ceva singur, vreau părinții într-un canon anatema să fie. Adică, din sine, cineva nu poate să facă nimic. Dragii mei, nici sfinții pe care noi îi cinstim atâta, ale căror sfinte oase le cinstim aici și le cinstește Dumnezeu în primul rând, le proslăvește și noi le cinstim aici pe pământ, nu fac minuni din putere proprie, da? deci din sine, ci prin, iată, această smerită smerenie prin care ei au ajuns la Hristos ca mucenici, ca și cuvioși, ca și credincioși, dar cei care și-au asumat crucea, cei care au înghițit leacul acesta amar pentru a birui moartea. Nu e nimic aici atractiv, bineînțeles, nu este o ofertă în lumea aceasta ludică, în lumea aceasta în care prevalează uh, desfrânarea de toate felurile și când mă refer la asta, închipuiți-vă că uh, numai la felul în care mâncăm, la felul în care ne alimentăm, la felul în care ne îmbrăcăm, uh, la felul în care avem grijă de trupul nostru și toate celelalte sunt niște, niște lucruri atât de, de Um, cum să le spunem, să nu jignim pe nimeni? Atât de superficiale și atât de egoiste, atât de centrate pe sine, încât uh, nu mai avem timp să vedem pe nimeni. Omul care se centrează pe sine, dragii mei, nu mai poate să uh, aibă în vedere, nu mai poate să simtă crucea, nu mai poate să se. Să-l urmeze pe Hristos, pentru că, de fapt, în esență, iată ce spune Hristos. Nu te poți centra pe Sine, nu poți să fii atât de... Trebuie să te lepezi de Sine, de egoismul acela, de omul acela vechi care se gândește numai la Eu, Eu, acest blestemat Eu care în limba română se scrie cu literă mică în propoziție, la american se scrie cu literă mare, știți, peste tot și în mijlocul propoziției, dar acest blestemat de eu care nu arată decât neputința omului și are adevăr, este autentic numai când spui eu nu pot să fac nimic, Să eu nu sunt nimic și am pune continuarea fără Dumnezeu, fără Hristos. Eu este numele cel tot sfânt al lui Dumnezeu care a spus despre sine că se cheamă Eu sunt cel ce sunt, adică suficienție și care nu are o, o cauzalitate exterioară, nu a fost cauzat de cineva, de ceva, n-a fost nevoie de cineva sau de ceva să-l cauzeze, să-l aducă în ființă. Deci eu sunt cel ce sunt, acest nume este valabil și autentic numai pentru Dumnezeu. Astfel, poți să spui că există un eu în raport de un tu. Și noi îi spunem tu lui Dumnezeu, da? Femeii de serviciu de la Scară îi spunem, Doamna, stimată Doamnă, Tanța. Dar lui Dumnezeu îi spunem tu și uneori îl măscărim în tot felul. Nu se supără, se leapă de sine, s-a făcut tuturor toate, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, ca măcar pe unii să-i dobândească. Și iată, prin uh, cruce, uh, prin asumarea crucii, a dobândit pe mulți. De fapt, am putea spune că i-a dobândit pe toți. Rămâne acum, cine dintre noi, dragii mei, vrea să ia leacul acesta care vă spun nu este împotriva bolii pentru că lupta noastră nu e împotriva bolii, măcar că Dumnezeu ne spune să fim sănătoși, ne cere, ne poruncește să fim sănătoși pentru că trupul acesta și sufletul și mintea merg împreună Trupul este carul de luptă al sufletului, fără trup nu poți să faci cele ale lui Dumnezeu sau le faci foarte, foarte greu. Dar dincolo de aceasta, iubiților, Spunem că lupta noastră nu este împotriva bolii și spunem celor care sunt bolnavi. Nu așa cum spunea odată o, o, un om foarte filantrop, să spunem așa, Maica Tereza, îi spuneau ei că zicea celor bolnavi, prin boala aceasta Dumnezeu îți arată că te iubește. Și cineva odată, nu știu unde, în India, a zis, nu poți să-i spui lui Hristos al tău să mă iubească mai puțin, să-l iubească și pe altul. Bineînțeles, este de neconceput că Dumnezeu iubește dându-ți o boală. Și bineînțeles că nu este așa în, în sensul acesta atât de grosolan. Însă trebuie spus așa că dacă pentru, nu știu, o... o fotomodelă, iertați-vă că poate n-am acordat prea bine subiectul cu predicatul, își taie bucăți din corp și își adaugă uh, plastice sau altceva, numai pentru a plăcea oamenilor cu cât mai mult și într-o zi va veni vremea când, bineînțeles, uh, toate vor fi uh, aproape în silă sau siloase. Și dacă pentru puțin timp, pentru o strălucire de o clipă care este falsă și aceea este din plastic și superficială și de, un, de multe ori de unică folosință, doar sentimentele lor sunt second hand, dar dacă ai ști că există un leac, un medicament care biruie moartea, această boală îndeopște de care suntem toți bolnavi, ce ai da în schimb pentru acel medicament? și să-l iei, într-adevăr este amar, dar medicamentul acela te face nemuritor. Ei bine, trebuie să-ți spun ceva, o veste bună ne-a dat Dumnezeu, Evanghelia aceasta în care spune că trupul și sângele Domnului se dau fără niciun preț. Să zică cineva dacă a plătit vreodată, fie și o bancnotă de un leu sau altceva pentru acest trup minunat pe care, cu care Dumnezeu ne, vrea să ne îndumnezeiască, vrea să ne înveșnicească. Dar până acolo însă, dragii mei, totuși trebuie să răspundem acestei chemări, cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze. Cerem lui Dumnezeu să ne dea harul, să ne dea puterea, mila și iertarea, ca să putem să-i urmăm în veci. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Vă îmbrățișez și până duminica viitoare, vă rog să nu uitați să mă pomeniți și pe mine în rugăciunile frăților voastre. Mulțumesc!